În fiecare weekend, terasele, cluburile și discotecile sunt luate cu asalt de tinerii dornici de distracție. Toată lumea știe că, într-o anumită măsură, distracția costă. S-a dus vremea când adolescenții își scoteau iubitele la o plimbare în parc sau la o prăjitură. Acum e la modă să-ți petreci timpul în localuri cu pretenții sau în cluburi de fițe. Cât cheltuie tinerii într-un weekend de distracție, ne spun chiar ei. Spune-mi tu cât de des ieși în cluburi. Mai niciodată nu mă plimb în asemenea locuri. Spune-mi, ultima dată când ai ieșit, câți bani ai cheltuit? Undeva la 1 milion, cam așa ceva. Deci nu foarte mult. Nu sunt așa de cheltuitor. Tu cât de des ieși? Mai niciodată. Trebuie să cheltuiesc banii pe cluburi, mai bine mă duc și iau un suc, ceva. Ultima dată când ai ieșit, câți bani ai cheltuit? 2 milioane, cam așa ceva. Și alegi să ieși la terase sau puburi? Da, cu prieteni câteodată, la nu mereu. La fel, tot rar sau? Rar. Cât de des alegi să mergi în cluburi? Nu foarte des, nu e chiar așa de indicat să ne depravăm în fiecare zi. Câți bani ai cheltuit ultima dată în club? În jur de 100-150 de lei. Și în rest alegi să ieși la terase, puburi? Da, în timpul liber cu prietenii și așa mai departe. 7 din 10 tineri cheltuiesc pe băutură cel mult 100 de lei atunci când ies în oraș. Același număr alocă 200 de lei sau chiar mai puțin pentru cheltuielile unei petreceri acasă. Potrivit unor statistici, 56% dintre tineri ies cel puțin lunar în baruri, puburi, cafenele sau cluburi.